zicea societatea că-s proastă. O masă are patru picioare, o pisică are patru picioare, deci o masă e pisică. Noi nu suntem liberi, ni se creează iluzia de libertate și ni se creează iluzia de fericire. Noi eram obișnuiți cu un cod civil de pe vremea lui Cuza Vodă. L-a folosit și Carol I, l-a folosit și noi, până mai adineam. Ce mai faceți? V-am promis. Ne întâlnim o dată pe săptămână. Cât o să mai vreți, cât o să mai pot, cât o să ne lase ăștia de la Litoral TV, că dacă ei plătesc tot deranjul ăsta în folosul dumneavoastră și trezim un interes comun, dumneavoastră vreți să mai auziți de la mine câteva lucruri despre codul civil, despre ce se întâmplă în politică, despre ce se mai întâmplă în cultură, relațiile dintre noi. V-am spus că eu vin și vorbesc cu dumneavoastră o dată pe săptămână, nu pentru că sunt eu mai deștept, ci doar pentru că dacă aș fi în locul dumneavoastră, că mie îmi place să fiu în locul dumneavoastră. Trebuie să recunoaște că noi românii ne uităm la televizor. Și ne place când ne uităm la televizor. Și mai ales când ne uităm la un televizor care e în jurul casei, că Litoral TV a fost făcut pentru noi. Să vedem noi, constanțenii, dobrogenii, ăștia din Năvodar, din Tulcea, din Cernavodă, din Valul Traian, cât de deștept și frumoși suntem. Și atunci, cred că nici nu vă imaginați cât de mult costă să putem să apărăm în fața dumneavoastră. Enorm, enorm. Probabil că sunt și niște interese întotdeauna, că știți cum sunt. Orice activitate și o televiziune comercială, particulară, alta decât cea sprijinită de stat, trăiește din ce bani reușește să facă. Și prima dată când speră că reușește să facă bani, este dacă dumneavoastră vă uitați la emisiuni. Și atunci dumneavoastră vă uitați la emisiunea cu mine, că din când în când vă spun lucruri interesante, neinventate de mine. Le găsim în codul civil, le găsim prin cărți, mai auzind de unul de altul, ne mai dăm cu părerea. Dumneavoastră nu aveți timp să citiți codul civil, sunt convins de chestiunea asta. Dar măcar să aflați, când vă întâlniți cu mine, nici eu nu sunt jurist, nu sunt specialist, sunt un om obișnuit, ca și dumneavoastră. Și eu am citit codul civil ca și dumneavoastră. Pentru că această lege importantă a oricărei societăți, puse la punct oricărei societăți democratice, reglează relațiile dintre noi, cetățenii, reglează relațiile cu vecinul, cu soția, cu soacra, cu primăria, cu firma, cu banii. Ca să nu ne certăm între noi, este un articol scris acolo în codul civil și dacă eu am o părere și vecinul are altă părere, mergem la codul civil. Acolo, sigur, este scris într-un fel și a fost scris de unii care s-au gândit ani de zile cum să scrie bine, în așa fel încât să fie bine și pentru mine și pentru vecinul. Eu să știți că aș prefera să citesc într-un ziar, să mă uit la televizor despre ce se mai întâmplă în lume, despre ce zice în codul civil. N-am eu timp să citesc. Eventual, aș prefera să văd la televizor sau să citesc într-un ziar lucruri corecte, lucruri bune. De la cineva care s-a străduit să-mi transmită mie ceva bun, nu? Că de-aia cumpăr un ziar, de-aia mă uit la televizor, că așa pot să mă uit la un film. Nu insist prea mult. Și vreau să vă dau argumentul. Am citit zilele astea într-un ziar local, constanțean, bine cunoscut, că cineva a scris la ziar și a rugat pe cineva de acolo. Lumea presupune că la ziar, la televiziune, sunt oameni mai pregătiți, sunt oameni mai deștepți. Dacă nu sunt, apelează la cineva care e mai pregătit și mai deștept. Și eu, citind codul civil la dumneavoastră, nu vreau decât să vă trezesc curiozitatea și să aflați că există și că lucrurile dintre noi suntem... sunt reglementate undeva, nu mă apuc eu acum, îi dau cu bățul în cap lui vecinul, vecinul pune câinele pe mine, ne batem, ne omorâm și după ce ne liniștim,
mergem la primărie sau mergem la un avocat și ne dăm în judecată, când de fapt dacă citeam codul civil vedeam că era scris acolo, nu îi impun eu ce vreau eu lui vecinul. Haideți să vedeți ce a scris ăsta acum zilele astea. Probabil că văzând emisiunea noastră, el zice: ce pot să mai fac eu acum dacă n-am respectat distanța față de gardul vecinului, care pe vremea când eu am construit nici măcar nu cumpărase terenul. Era loc viran, fără gard. Și am depășit hotarul cu 12 cm. Deci a depășit hotarul într-un loc viran cu 12 cm. Zice el din greșeală. Se poate și din greșeală. N-a fost intenționat, zice el. Asta trebuie să dovedești că a fost din greșeală. Nu se poate să intri în curtea vecinului 12 cm și să spui: vecine, iartă-mă. Chiar dacă e loc viran, nu e al tău. Nu e al tău. Noi trebuie să ne respectăm între noi. Prima dată și prima dată te respect pe tine ca individ, după aia te respect pe tine ca proprietar. Dacă nu e al meu, ce caut acolo? Degeaba vii ulterior și spui: am depășit cu 12 cm și n-am făcut-o intenționat. Nu erau ai tăi aia 12 cm. Proprietarul care a vândut mi-a dat liber, zice el, scrie către ziar, un ziar constanțean. Mi-a dat liber să construiesc pe hotar, proprietarul de la care am cumpărat. Nu proprietarul ți-a dat voie să construiești pe hotar. Și codul civil care a fost valabil, cel vechi, care a fost valabil până la 1 octombrie 2011. Relația dintre proprietari pe terenuri, când tu construiești, când eu cumpăr, când eu vând, nu se bazează pe înțelegerea dintre noi, se bazează pe ce scrie în codul civil și se bazează pe autorizația de construcție. Când mă duc la primărie și cer cum să construiesc, cum să construiesc, acolo sunt specialiști, da, e nevoie să facem autorizația de construcție. Pentru că în momentul ăla, chiar dacă eu sunt de bună intenție, chiar dacă eu știu că vreau la mine în curte să fac un coteț, sau să fac gard, sau să fac o casă, sau să mă înalț cu un etaj, și știu cum să fac casa aia, că am mai construit și bunicul a fost zidar, e bine să mergi la specialist. Specialistul îți poate spune ceea ce tu nu știi, chiar dacă ești de bune intenții și chiar dacă ești la tine în curte. Iată, omul ăsta zice că i-a dat lui proprietarul care i-a vândut terenul, i-a dat voie să construiască pe hotar. Nu. Codul civil vechi i-a dat voie să construiască pe hotar. Și zice mai departe: dar că apa de pe streașină să scurge la altul în curte. Mă amenință că mă dă în judecată. Ce să fac în situația asta? Că nu mai suport șantajul murdar. Recunosc, îi mai spun și că îl dau pe mâna poliție pentru tulburarea liniștii publice. Dar n-am făcut asta până acum. Și mai am o întrebare, și aici e ciudat. O autorizație de construcție se poate obține și după ce am terminat lucrarea? Și acum, spre surpriza mea, ziarul local, acum zilele trecute, îi răspunde cetățeanului, care nu știe, clar, nici n-a auzit că există codul civil. E clar că cetățeanul ăsta nu urmărește emisiunea noastră măcar o dată pe săptămână, că ar fi aflat ce îi zicem noi din când în când codul civil. Vă aduc aminte că noi am spus de codul civil și de logodnă, am spus de codul civil și legat de relația cu proprietarii. Facem în fiecare săptămână, luăm din codul civil câteva articole, le citim. Cât putem noi să le înțelegem? Asta trebuie să și facem noi cetățenii. Să știm pe ce lume suntem și în ce limite respect eu proprietatea lui vecinul, în ce limite pot eu cu soția să mă înțeleg sau nu, între ce limite proprietatea noastră să duce mai departe către copil sau către altcineva. Dacă vă uitați la emisiunea cu mine, de când în când, o dată pe săptămână, câteva cuvinte. E, ce face ăsta care îi răspunde din ziarul local? Nu zic cum îl cheamă, căci că a apelat la un consilier juridic. Zice: într-adevăr, codul civil prevede că distanța obligatorie dintre casa noastră și hotarul vecinului trebuie să fie de minim un metru. Prostie. Care e codul civil? Codul civil din capul lui? Codul civil din ziarul ăsta? Nu mai zăpăciți oamenii. Nu le spuneți părerea noastră, ci căutați în codul civil care e articolul ăla. Niciodată codul civil n-a spus că distanța între casă și proprietatea vecinului e de un metru. Niciodată. Ăla vechi, de până la 1 octombrie, te lăsa să construiești pe hotar,
Deci pe linia de hotar îmi făceam casa, n-aveam voie să fac fereastră, n-aveam voie să fac ușe, era un calcan, cum spuneau bătrânii noștri. Și acoperișul începea de aici încolo spre curtea mea să curgă. Nu aveam voie străiașii, nici străiașii n-am nevoie să depășească proprietatea vecină. Când construiesc pe hotar, hotarul de jos de pe teren se duce până în stele. Aia e proprietatea vecinului, nu mă ating acolo. Care un metru, bă, băiatul, cum poți să-i răspunzi omului așa în ziar? Și îți mai dă și numele, ci că consilier juridic, pă. Nu-i frumos să-i zic că, mă rog, care codul civil? Că ăsta acum, din care citim noi, care e valabil de la 1 octombrie 2011, și să vă mai spun un secret, orice lege care apare e valabilă din momentul ăla, încoa. Nu poate să fie valabilă din momentul ăsta încolo. Pentru că nu știam eu cu 2 ani cum o să facă ăștia codul civil la 1 octombrie 2011. Deci vechiul cod civil te lăsa să construiești pe hotar. Și cine a construit până acum pe hotar e fată mare toată viața lui de acum încolo, pare rău că se ceartă cu vecinul, ar putea să se împace ori la un mediator, ori să citească amândoi codul civil, ori să meargă la o țuică vis-a-vis să citească. Pentru că de-aia e bine. Când doi oameni au probleme, unul zice într-un fel, unul zice într-un fel, vine legea și zice într-un singur fel, a legii. Și toți ne supunem, în cazul de față, legea este codul civil. În momentul de față, noul cod civil spune, construiesc casa la cel puțin 60 de centimetri de hotar. Deci acest metru care spune, nu a fost valabil nici la codul civil vechi, care spunea, pe hotar am voie să construiesc, nici la ora actuală când spune la 60 de centimetri, îmi pare rău că apare astfel de răspunsuri. Ce pot să vă zic eu acum? Nu mai scrieți la ziarele locale, întrebați-ne pe noi, la Litoral TV, noi primim scrisorile dumneavoastră aici, le analizăm, le citim împreună pe codul civil, le înțelegem bine, nu le înțelegem, căutăm avocați deștepți, care vreau să vă spun că avocații deștepți de-abia așteaptă să apară la emisiune la Litoral TV, pentru că îi mai vede lumea, le faci reclamă, ocazie cu care zici, ia zi, aici, uite ce a întrebat nenea ăla, ne-a întrebat pe noi. Ei, și cum data trecută la codul civil, la emisiune am citit în codul civil despre logodnă, mai aduceți aminte, este prima dată când apare în legislația românească faptul că este logodna și logodna este o promisiune reciprocă de a încheia căsătoria, da? Și am citit, o să mai facem săptămânile următoare din urmă așa câte puțin, ca să nu rămâneți curioși. Aoleu, îmi pare rău, mă, ce interesat eram eu de cum zice ăsta despre logodnă. Nu zic eu, zice codul civil, să nu uitați, da? Deci tot ce vă spune o emisiune nu sunt de la mine. Eu vă citesc direct din codul civil care a apărut ca noutate mare de la 1 octombrie 2011. Și de ce vă spun să fiți atenți și să urmăriți din când în când emisiunea? Am câțiva prieteni avocați cunoscuți și am mai stat de vorbă cu ei așa din când în când și am întrebat, uite așa fac și eu emisiune, zic acolo, știți ce am descoperit? Nu vă spun cum îi cheamă, cu vreo 4 am stat de vorbă, avocații, nu citiseră. Și nu citiseră codul civil. Noi românii suntem deștepți și știm fără să citim. Uneori ne semnăm contracte fără să citim contractul. Lasă-mă că știu eu, m-am înțeles cu Gigel, pac, semnesc contractul. Atenție! Aproape toți știu codul civil la vechi. Pentru că era de pe vremea lui Napoleon. L-a luat Cuza, după aia Carol și l-am avut și toți îl știam, fără să-l fi citit niciodată. Este tipic pentru noi români. Noi românii știm, domnule, nu trebuie să-l spui mie. Lasă, domnule, legea. Că știu eu, m-am înțeles cu vecinul. E, zău că ar trebui să începem să înțelegem că trebuie să citim pe aici, pe acolo, codul civil. Astăzi vă zic câteva lucruri frumoase. M-am obișnuit și eu să zic lucruri. Ați văzut la televiziunea Litoral TV. La noi afli lucruri care alții ți le ascund. Și că afli lucruri la noi la televiziune, mă. Așa că să vă zic și eu, nu? Citim în codul civil ca să aflăm câteva lucruri. Dacă data trecută am vorbit despre logodnă, care este o promisiune reciprocă în vederea căsătoriei, și ce îmi place mie la codul ăsta civil, deși l-am luat în Canada,
Și l-am adăugat cu tot felul de mari noutăți de până Europa. Aici, cel puțin la Logodnă, care e o mare noutate în codul civil, e aproape românesc. Zice că Logodna este o promisiune reciprocă în vederea căsătoriei, ăia se mută amândoi, stau amândoi și împart bunurile căpătate în timpul ăsta amândoi, dar dacă nu se țin de promisiune, niciun fel de problemă. Zo? Pe asta îmi place mie, că noi românii nu prea ne ținem de promisiune. Cum adică? Ia vină cu afetița, uite ce frumos sunt eu, n-ai vrea să stăm amândoi? Ne logodim? Ai, da, ce frumos, că te-am văzut așa, te apreciez așa, îmi place așa cum arăți tu așa și cum ești tu băia bun așa și cum mă plimb tu cu mașina. Eu aș vrea să mă logodesc cu tine, să logodesc amândoi, doar că atenție, nu te ții de promisiune. Nu trebuie neapărat să faci căsătoria, dar ulterior, domnișoara poate să-și ceară oarece daune. Nu mă întorc, n-ați văzut emisiunea de data trecută, săptămâna trecută, îmi pare foarte rău pentru voi. Căutați-o pe net. Deschideți pe net acolo Litoralul TV și dacă băieții care lucrează pe net mai lucrează la noi la Litoral TV, s-ar putea să reușiți să vedeți emisiunea. Dacă nu, așteptați, poate peste o săptămână sau două vă mai zic câte ceva. Acum, pentru că am zis de Logodnă, ce ar fi să zicem despre efectele divorțului. Ba-bam! Data desfacerii căsătoriei. Căsătoria este desfăcută în ziua când hotărârea prin care s-a pronunțat divorțul a rămas definitivă. Până atunci, chiar dacă ai înaintat divorțul, chiar dacă tu te consideri ca fiind divorțat, nu te mai întâlnești cu ea, nu mai te duci pe la soacră, e problema ta. Dar divorțul este doar atunci când se pronunță oficial, cum zice aici, s-a pronunțat divorțul și a rămas definitiv. Așa, numele de familie după căsătorie, la desfacerea căsătoriei prin divorț, atenție, la desfacerea căsătoriei prin divorț, soții pot conveni să păstreze numele purtat în timpul căsătoriei. Dacă nu intervine o înțelegere sau dacă instanța nu a dat înconvințarea, fiecare dintre foștii soți poartă numele dinaintea căsătoriei. Da? Deci, liberi cât în cap. Drepturile soțului divorțat. Divorțul este considerat pronunțat împotriva soțului din a cărui culpă exclusivă s-a desfăcut căsătoria. Păi, divorțul nu înseamnă că am căzut amândoi de acord că nu mai suntem împreună? De ce vine legiuitorul și zice, ia să mai citim în dată. Divorțul este considerat pronunțat împotriva soțului din a cărui culpă exclusivă, deci vinovat. Ea era curvă sau el era bețiv? Mă rog, știți că la noi astea sunt... Dacă nu sunt astea două, ne mai înțelegem. Soțul împotriva căruia a fost pronunțat divorțul pierde drepturile pe care legea sau convențiile încheiate anterior le atribuie acestuia. Opa! Opa! Deci divorțul nu e o chestie... Mami, nu ne mai înțelegem, tu ești curvă, eu-s bețiv, îmi refac viața cu vecina, tu îți refaci viața cu șeful, că am văzut că toată ziua șeful în sus, șeful în jos. Atenție, la pronunțarea divorțului, e important dacă este din vina exclusivă, cum zice codul civil, a cuiva. S-ar putea ca să te afecteze ulterior. Deci fii atent când te duci să ceri divorțul, fii atent ce se întâmplă la pronunțare. Apropo de divorț și de pronunțare, zilele trecute a zis în București nebunul ăla cu pistolul, pac, 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 pe nevastă să aia cu afeză, el polițist. Mă rog. Asta e. An de zile polițiștii a trebuit să căsătorească cu fete simple de la țară, sănătoase, de-astea de... Reacționează așa față de tine că ești băiat bun și o duci la oraș. O duci la oraș, casă, mașini, servici frumos... La un moment dat își face unghiile, își face părul, se face mai deșteaptă. Nu mai e țărâncuța aia mică, proastă, care m-a pe tine te văzut, se deștept. Mamă, ce înalt, ce bărbat frumos așa este, are și pistol. Ua! Începe să uite la alții. Tu devii gelos? Și aici încurcăm noi lucrurile.
Să presupunem că ea e curvă. Să presupunem. S-a mai întâmplat, s-a văzut. Multe crime au la bază crima pasională. Mă, băiatul, dar de ce crezi tu că ea e curvă din cauza ta? Și te simți tu așa un pic vinovat și zici, bă, mă face curva de râs în oraș. Mai bine un pușc. Bine, ăsta avea pistol, că de, lucra la poliție. La țară se rezolvă mai simplu, cu furca. Direct, pac, la ei în curte acolo. De ce crezi tu? Îți spun și dăm voie, nu te supăra pe mine să spun că am barba albă, am mai văzut și eu multe de astea la viața mea. Mă, ea e curvă ca și ea, e ea. Nu din cauza ta. Și de ce crezi tu că trebuie tu să faci dreptate? De ce crezi tu că ești tu obligat să iei viața, să o omori, să divorți? Pa, mami, la revedere. Foarte complicat. Cred că e ușoară lipsă de educație în capul lui. De ce crezi tu că dacă te-ai căsătorit cu ea, tu devii așa un fel de împărat, un fel de Dumnezeu, un fel de, bă, dacă n-a ascult ce spun eu, jap! Calmează-te. Nu te simți vinovat. De cele mai multe ori, dacă ai luat o curățică tinerică frumușică de la țară, ai îmbrăcat-o, ai cu tare, ce să-i faci, mă? A început să se uite și alții la ea, a început și ea să se uite la alții. A tău duce capul, cu afeză. Mă iertați. Puteți să vă supărați pe mine. Dar tragedia a fost măricică. Un individ în București, la 50 ceva de ani, altcumva sănătos la cap. Toți bănuiam că e sănătos la cap. Ăștia în poliție din când în când trec pe la psiholog. Ce făcând psihologul ăla cu el? Să joacă cu bulețe colorate? Ce face? Îl roagă să uite pe tablă, să vadă 12 cu 2 fac 3? Ai, dai și pistol cu glonț? Să duce în mijlocul Bucureștiului într-un atelier de frizerie și o împușcă pe nevasta de 3 ori? Mai împușcă și pe caseriță. Căci că nu o dădea pe nevasta la telefon. Și după aia trage cu pistolul în toată lumea acolo. Complicat. Cine i-a dat pistolul băiatul ăsta? Pistol cu glonț? Și de ce a omorât-o? Că nu mai vrea să stea cu el? Băi, oameni buni, când vă căsătoriți, faceți o înțelegere. Un bărbat și o femeie sunt de acord să locuiască un timp împreună. Să construiască o familie, o casă, un copăcel, niște copii, să pot înțelege. Nu să mai pot înțelege. Așa cum s-au înțeles când s-au căsătorit, așa să înțeleg și când divorțează. Nu e ușor. Divorțul e complicat. E pe locul întâi în societate la stres, la necazuri. Dar niciodată, oameni buni, niciodată ăsta nu e un motiv să iei viața cuiva. Pentru că tu zici că e curvă și pentru că ea zice că ești bețiv. Asta nu înseamnă că trebuie să vă omorâți, oameni buni. Pur și simplu, cum ați întemeiat familia împreună, tot așa, sau mai greu, există lege, există posibilitatea divorțului, n-ai niciun motiv, niciodată, să iei viața altcuiva. Nici măcar pe a ta. Nici măcar pe a ta. Pe o chestie foarte simplă. Nu tu ai hotărât să te naști. Nu tu ți-ai dat viață ție, boule. Cum atunci să-ți iei viața? Viața nu e a ta. N-ai dreptul ăsta. Dar-mi-te să iei viața altcuiva. De ce? Că ești mascul? Că ai pistol? Că ești tu șmecher? Că vrei să demonstrezi ceva? Că vrei să o pedepsești? Ați mai văzut zilele trecute
Unul de pe la Arad s-a aruncat într-un lac înghețat cu o fetiță de 5 anișori. Doar că bănuia era așa că nu-i fetița lui și că mama fetiței avea de gând să-l divorțeze și a vrut să o pedepsească. Păi așa pedepsești tu pe cineva, luând viața unei fetițe de 5 anișori pe care o iubea extraordinar. Extraordinar. Și a mai adus cu el atunci și un băiețel, băiatul lui din altă căsătorie de vreo 15 anișori. Mă rog, n-ați aflat. Era retard mental și avea și o pareză. Și au fi crezut el că rezolvă chestiunea asta. Deci îi aduce liniștea copilului. Era băiatul lui. Și l-a luat și pe ăsta în gheață. La n-ai voie. Deci n-ai voie. Nu tu faci dreptate pe lumea asta. A mai scăpat unul ăsta, Onaca, că s-a dus acolo să-i scoată de acolo o prostie, că mă rog. Onaca face lucruri bune, dar căci chiar fi las o palmă lui ăla. Nene, matale ești acolo scafandru, matale ești acolo un băiat bun care îl scos pe ăla din apă. Dar matale, nu dai palmă la nimeni, tată. Te-a dat Dumnezeu destule palme lui ăla. Nu, 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 nu dai palmă. Pentru că nu-i treaba ta. Nu tu îl judești pe ăla. Sigur că ești impresionat de faptul când îl vezi cu fetița aia mică de 5 ani, agățat de gât acolo și în apă înghețat. Dar nu te apuci tu să dă palmă. Să poate trece în ceva și mai rău. La profanare de morminte, dar mă rog. Vreau să spun că gesturile astea urâte, de împușcat pe cineva, de omorât un copil, poate să trezească în noi niște reacții urâte. Trebuie să ne stăpânim. Trebuie să căutăm să fim civilizați, mai ales în momente grele. Citim mai departe de ce scrie în codul civil despre divorț. Încetarea regimului matrimonial. Atenție! Divorțul e divorț, căsătorie e căsătorie. Încetarea efectele divorțului cu privire la raporturile matrimoniale dintre soți. Încetarea regimului matrimonial. În cazul divorțului, regimul matrimonial încetează între soți la data introducerii cererii de divorț. Deci divorțul e atunci când se pronunță, iar regimurile matrimoniale încetează în clipa în care mă duc eu cu cererea. Oricare dintre soți sau amândoi pot cere instanții să constate că regimul a încetat la data separației. Actele încheiate și opozabilitatea față de soți. Acordarea despăgubirilor, articolul 388. Disting de dreptul la prestație compensatorie, atenție, există prestația compensatorie. O să vă citesc, ăsta e articolul 390. Deci după divorț, după încetarea drepturilor matrimoniale, există o prestație compensatorie. Îl obligi pe tântălău să muncească pentru tine. Foarte interesant. Soțul nevinovat care suferă un prejudiciu prin desfacerea căsătoriei, atenție, soțul nevinovat, care suferă un prejudiciu prin desfacerea căsătoriei, poate cere soțului vinovat să-l despăgubească. Instanța soluționează cererea prin hotărârea de divorț. Deci în hotărârea de divorț se spune acolo, întrucât dintre cei doi soți, despărțirea, divorțul este din vina unuia, clar, ăla care e vinovat trebuie să-l despăgubească pe nevinovat. Fiți foarte atenți. Poate să fie extraordinar de interesantă chestiunea asta. Feriți-vă de divorț. Feriți-vă de divorț și să zică judecătorul că sunteți vinovat. Feriți-vă să vă divorțați de o nebună, de o rea, de o înscripțuraică, că zici că ai scăpat de ea și te-ai ușurat. Aleleu! Și zici, nu contează, numai să nu mai văd. Domnul judecător, dați cum vreți noi asta acolo, că sunt eu vinovat, că sunt bețiv, că sunt nenorocit, că sunt curvar, numai nu mai vreau să stau cu nebuna în casă. Nu vă grăbiți. În clipa în care judecătorul zice la divorț că e din vina ta, doamna,
poate să ceară despăgubiri. Ai încurcat-o, muncești pentru ea toată viața. Vinzi și casele. Pentru că i-ai stricat viitorul. Pentru că tu ai fost vinovat. Tu zici că scapi, că te ușurezi. Atenție! De-aia vă zic câteodată, aveți grijă ce mai scrie în codul civil. Pentru că... De ce vă zic să aveți grijă ce scrie în codul civil? Uneori, pentru că n-ați fost atenți, nu mai puteți repara. Nu puteți să spuneți, păi n-am știut. Asta este. N-ai știut? O pățești. Deci vă mai citesc o dată și fiți atenți. Articolul 388. Dreptul la despăgubiri. Soțul nevinovat, care suferă un prejudiciu prin desfacerea căsătoriei, ea e șmecheră, s-a întâlnit cu prietenele ei, poate prietenele ei, măsa sau cineva apropiat, a învățat-o, de obicei ele se învață între ele, parcă-s două mamă făcute toate. Poate cere soțului vinovat să-l despăgubească. Obligația de întreținere, alt articol, între foștii soți, articolul 389, prin desfacerea căsătoriei, obligația de întreținere între soți încetează. Deci obligația de întreținere între soți încetează. Și aici te-ai păcălit, că tu ți se pare normal, dom'le, dacă nu mai stau cu ea, n-am mai ai niciun fel de obligații. Își plătește ea de acum întreținerea, își plătește ea creșterea copilului, încălzirea, mașina, ratele, tot. Nu! Dacă în instanță s-a hotărât că tu ești vinovat, ea cere despăgubiri. Și chiar dacă tu spui, păi n-am dânce că s-a mărât, n-am nici de lucru, căsește instanța. Îți vinde casa lui Măta și îi cumpără ei rochițe și paltonași. Nu te juca. Fii foarte atent. Cât timp divorțul este pronunțat în culpa exclusivă a uneia dintre soți, acesta nu beneficiază de drepturile astea de întreținere că s-au încheiat, decât timp de un an de la desfacerea căsătoriei. Deci într-un an de zile încă îi plătești și întreținerea. Ce să vă mai zic? Efectul divorțului cu privire la raportul dintre părinți și copiii minori. Știți de întotdeauna că judecătorul era foarte rău când vrea să pronunțe un divorț și erau copii acolo. Ce, domnule, e mai ușor așa, că nu-s copii, e mai ușor. De data asta nu mai e ușor nici dacă n-ai copii. V-am spus, nu pot să vă citesc tot codul civil, că transformăm emisiunea asta săraca în cursuri de astea de facultate. Nu vreau așa. Vreau să vă zgândăr, să vă atrag atenția că există, că e o mare noutate, că s-a schimbat complet codul civil în România de la 1 octombrie 2011, că nici avocații nu-l citesc și că dumneavoastră care sunteți implicați în situații cu vecinul, cu proprietatea, cu soțul, cu logodna, cu moștenirea, dacă nu știți noutatea, vă treziți cu pierderi iremediabile. Pentru că una e când ne înțelegem noi între vecini și nu ținem cont de codul civil sau cu doamna sau cu logodna, și alta e când să exprimă juridic și când a trecut acolo trei cuvinte, după aia efectele sunt iremediabile. Și nu poți să spui nimănui, n-am știut. De-aia e bine din când în când, dacă urmăriți emisiunea asta, eu vă promit că de acum încolo toată viața vă citesc un articol 2-3 din codul civil, alterată din alte legi interesante, pentru că dumneavoastră vă luați cu viața, vă luați cu activitatea, aveți când să le citiți, nici nu vă interesează, aveți impresia că dacă sunteți băiat cu minte în societate, fac ca tata, fac ca mama, lasă, da, de venitul meu acum cu codul civil, că știu eu, de la bunicu. Nu-l știi de la bunicu. S-a schimbat de la bunicu.
ci s-ar putea să o pățești. Raporturile dintre părinții divorțați și copiii minori. Instanța hotărăște odată cu pronunțarea divorțului asupra raporturilor dintre părinții divorțați și copiii minori, ținând seama de interesul superior al copiilor, concluziile raportului de anchetă, precum și învoiala părinților. După divorț, autoritatea părintească revine în comun ambilor părinți. După divorț, autoritatea părintească revine în comun ambilor părinți. Ca și cum până acum n-ar fi fost tot în comun. Dar uneori trebuie să fie scris, iată acum în codul civil, că după divorț, copilul, chiar dacă rămâne în grija mamei sau tatălui, autoritatea părintească revine în comun ambilor părinți. Te poți despărți de mamă, de soția ta. Atenție! Participând la întreținere, dacă nu ești atent, și dându-i despăgubiri, dacă instanța a considerat și a scris că e vina ta exclusivă. Nu neglija chestiunea asta, că nu te mai poți întoarce la el. Dar față de copil, n-ai cum să divorțezi. Apare foarte rău, rămâi obligat de, la întreținerea copilului. Și ca autoritate părintească, dacă face vreo prostie, cine știe, pe undeva, peste câțiva ani de zile, n-ai să poți să spui nimănui. Nu știu, domne, nu știu, maică s-a avut grijă de el. Nene, autoritatea părintească rămâne și dacă ați divorțat pentru amândoi părinți. Dacă există motive întemeiate, având în vedere interesul superior al copilului, instanța hotărăște că autoritatea părintească să fie exercitată numai de către unul dintre părinți. Celălalt părinte păstrează dreptul de a veghea asupra modului de creștere, precum și dreptul de a consimți la adopție. Deci își păstrează niște drepturi, dar instanța, în anumite situații, zice, domnule, autoritatea părintească, nu vă jucați cu cuvintele astea. Nu vă jucați, nu lăsați numai în sala de judecată. Am văzut odată, am participat și eu, din curiozitate, din necesitate, doi bătrâni cu o proprietate, aici, într-un sat dobrogean, erau într-o instanță, judecătorie, mi se pare, legat de ceva, un incident cu vecinii și am asistat la toată procedura. Deschiderea dosarului, citarea, jurământ, acum câțiva ani de zile. Judecătoarea a vorbit cu bătrânii ăștia doi într-un limbaj pe care ei nu-l înțelegeau. S-a terminat, nu erau vinovați de nimic, veniseră acolo cu un respect pe care românii l-au avut întotdeauna față de autorități. Mi-a fost milă de ei, n-au înțeles nimic, n-au înțeles din metodele de acolo, n-au înțeles nimic din ce spunea judecătorul, ce spunea ăla. Nu e bine, nu e bine. Dacă uneori, în orice situație, e bine să avem un avocat, nu știu dacă este scump sau nu, nu știu dacă putem în toate situațiile să avem un avocat în oficiu, dar mai bine să nu ajungem în sălile de judecat, de tribunal, dar dacă ajungem acolo, e bine să fim atenți, să pot întâmpla lucruri îngrozitoare pe proprietatea noastră, pe situația noastră, pe moștenirea noastră, pe copiii noștri. Nu neglijați, sunt anumite cuvinte pe care nu le înțelegem și e bine să știm dacă ne folosim sau nu de ele. De aia, cu modestia mea și când mă duce capul, vă citesc câteodată din codul civil, poate reușim să înțelegem, măcar că există, măcar că e nou în România de la 1 octombrie 2011 și reglează enorm de multe lucruri foarte interesante. V-am spus, în familie, cu prietenii, cu vecinii, cu proprietatea, cu soții, cu logodna, enorm de multe lucruri. Locuința copilului după divorț. În lipsa înțelegerii dintre părinți, sau dacă aceasta este contrară interesului superior al copilului,
Instanța stabilește, odată cu pronunțarea divorțului, locuința copilului minor la părintele cu care locuiește în mod statornic. Ați înțeles ceva? N-am înțeles nimic. Deci, în lipsa înțelegerii dintre părinți, sau dacă aceasta este contrară interesului superior al copilului, deci chiar dacă părinții s-au înțeles într-un anumit fel, dar instanța hotărăște că, așa cum s-au înțeles părinții, nu este interesul superior al copilului, cuvintele astea sunt folosite frecvent peste tot. E bine să facem o concluzie aici. Când hotărâm să facem copil, responsabilitatea este uriașă. Uriașă. Nu putem să-l facem pentru că vecinii au copil și hai să avem și noi. Responsabilitatea este pe viață și este foarte mare. Și nu sunteți singuri. Deci părinții acelui copil nu sunt singuri în creșterea și îngrijirea lui. Este și școala, este și societatea. Aveți mari griji când faceți un copil. Deci în lipsa înțelegerii între părinți sau dacă asta, înțelegerea între părinți este contrară interesului superior al copilului, instanța stabilește, odată cu pronunțarea divorțului, locuința copilului minor la părintele cu care locuiește în mod statornic. Dacă până la divorț copilul a locuit cu ambii părinți, instanța îi stabilește locuința la unul dintre ei ținând seama de interesul său superior. Îți dai seama că dacă n-am înțeles nimic, ce înțelege copilul? Ăla nu mai înțelege în primul rând de ce se întâmplă cu mama și cu tata. Drepturile părintelui separat de copil. Părintele sau după caz părinții separați de copil au dreptul de a avea legături personale cu acesta. În caz de neînțelegere între părinți, instanța decide cu privire la modul de exercitare a acestui drept. Dreptul de a avea legături personale cu acesta. Ascultarea copilului este obligatorie. Deci îl întreabă pe la mic. Poate să aibă un an, poate să aibă 14, poate să aibă 2 anișori. Tu cu cine vrei să stai? Tu vrei ca mama să vină să te ia la plimbare? Tu vrei ca tăticul tău să vină? Ce poți să zică copilul ăsta rău? Doamne ferește! Situațiile există, logodnele există, căsătoriile există, divorțurile există, despărțirea părinților când există un copil, 2 sau 3 există, societatea nu poate neglija această chestiune. Și atunci, când nu ne înțelegem, citim în codul civil și aflăm ce a zis el. Of, ce multe sunt, nu vreau să vă plictisesc. E mult. Astăzi am vorbit mult despre codul civil. Am vorbit mult despre codul civil, cum o fac în fiecare săptămână, și pentru că divorțul e trist. Divorțul creează probleme mari în societate. Atunci când hotărâm să stăm împreună, ați observat că în ultima vreme tinerii au alte gânduri. Întemeiază familii cu greutate. Societatea nu-i mai ajută cum ar trebui să-i ajute. Părinții nu mai sunt dispuși să-i ajute. Fetele parcă sunt mai vioaie, băieții parcă sunt mai implicați în alte activități. Grijă mare când faceți o familie, grijă mare când faceți un copil. Responsabilitatea în societate este foarte mare
pentru noi toți. Ați văzut săptămâna asta cum un nebun polițist cu pistol la el, cu glonț, a împușcat-o pe nevastă sa de 3 ori. Doar pentru că ea vroia să divorțeze. Și el nu vroia. Păi, dacă el nu vroia să divorțeze și e mascul și are pistol, ce poate să facă el decât să se ducă și să o împuște? Nu? Nu? Asta a învățat el, că el e stăpânul. Și ea, mă rog, o coafeză cu un băiat. Mare tragedie. Echilibrarea în societate, că e bărbat, că e femeie, că este copil, o facem toți, nu numai codul civil. Trebuie să ajungem în situația aia, să fim în stare să facem echilibrarea toți, să judecăm, nu, noi, să nu judecăm noi pe oameni. Oamenii ajung în situații foarte delicate. Sigur că individul ăla de 50 ceva de ani, tuns frumușel, înalt, pusese șofer, vă dați seama, pe la demnitari, lucrase în elită, lucrase în lumea bună. Nu oricui îi dai pistol cu glonț, îți asumi responsabilitatea. Ce face omul ăla cu pistola cu glonț? Nu? L-au învățat că poate să tragă cu el. Nu? Și ce a făcut el cu pistola cu glonț? A tras cu el. Păi, în cine a tras el cu pistolul? Că nu ne mai batem nici cu turcii, nu ne mai batem nici cu nemții. Nu prea ne mai batem cu nimeni. În ultima vreme, noi românii acceptăm cam orice se întâmplă așa. Nu ne mai bat. Să bată ăștia politicieni, ați văzut, între ei, nu? Care mai de care mai frumos, care de care mai deștept, ca noi să mergem să-i votăm. În fiecare săptămână am să vă zic câteva cuvinte despre faptul că în iunie mergem la vot și trebuie să mergem la vot. E mai bine să mergem la vot. Chiar dacă nu prea avem cu cine să votăm, dar e mai bine să mergem la vot. E bine să avem un primar pe care l-am vrut noi, nu pe la care l-au vrut ăilalți. Dacă tu nu te duci la vot, înseamnă că tu n-ai participat la alegerea consilierilor, n-ai participat la alegerea primarului, n-ai ulterior niciun drept să fii nemulțumit că e bun sau că e rău, sau că nu ți duce la îndeplinire dorințele tale. Am să vă dau un singur exemplu formidabil despre o întâmplare extraordinară. China, la un moment dat, în 1421, anul în care China a descoperit lumea, este o carte, vă citesc doar câteva cuvinte despre ea. În 1421, China pornește cea mai mare flotă navală care exista vreodată, cu corăbii de 250 de metri, sub comanda unor mari amirali, în perioada împăratului Zhu Di. Ordinul pe care acesta îl dă, cea mai mare flotă care a fost în lume vreodată. Am zis, corăbii de 250 de metri. Pornesc din China și să nu se întoarcă până nu parcurg tot drumul până la capătul lumii. Călătoria durează 2 ani, timp în care navele se întorc spre casă, China deja adoptase politica de autoizolare față de restul lumii. Corăbile care rezistaseră unui tur întreg pe toată lumea, pe toate mările, au fost lăsate să putrezească pe țări lângă China, în fața ei. Jurnalele care descriau lungul voiaj au fost distruse. Odată cu ele au pierit toate informațiile despre marinarii chinezi care au circulat în toată lumea cu un secol înaintea lui Magellan. Au descoperit America cu 70 de ani înainte de Columb. Au ajuns în Australia cu 350 de ani înaintea lui Cook. Deci, un împărat trimite cea mai mare flotă care s-a văzut în lume să vadă lumea, ăștia să aduc informații din toată lumea și când se întorc, China, un alt împărat, ia hotărârea să nu-i primească. A fost bine
A fost rău? Dacă aia veneau și cu microbi, dacă aia veneau și cu boli îngrozitoare și ar fi omorât toată China. Stai și te gândești, care a fost conducătorul cel mai deștept, ăla care a făcut flota și a trimis-o odată în toată lumea și a zis nu vă întoarceți decât după ce ajungeți la capătul lumii, sau ăla care a luat decizia după 2 ani de zile să nu-i primească în China? Oameni buni, conducătorii noștri pot lua orice decizie vor ei. De-aia e bine ca noi să-i alegem și 4 ani de zile să suportăm ce decizii iau ei și să sperăm că deciziile pe care le iau ei sunt cele mai bune, iar noi îi ascultăm. Mergem la vot în iunie, îi votăm, după care îi ascultăm și fac ce ne spun ei. Să fiți cu minți și veseli, pentru că cine e cu minte e și vesel. Așa-i? Și să fiți deștepți, că țara geme.